Unii refugiați din Ucraina ar avea condiții nu prea bune de cazare sau acces insuficient la informații și acest lucru este regretabil, afirmă reprezentanții societății civile de la Chișinău. Subiectul a fost abordat la o ședință comună pentru a marca nivelul de siguranță socială al persoanelor care au fugit din calea războiului. Am studiat în primul rând garantarea siguranței persoanelor din grupurile vulnerabile și acestea în primul rând sunt cele cu dizabilități și evident am aflat unele lacune despre accesul la servicii, despre condițiile de cazare pentru aceste persoane și accesul la informații. Mulți dintre cei care ajung din Ucraina sunt copii și autoritățile centrale spun că aceștia beneficiază de aceleași drepturi și condiții de trai pe care le au copiii din Republica Moldova. Copiii ucraineni nu sunt diferențiați față de copiii noștri. Avem copii plasați în asistența parentală profesionistă, serviciu social, care beneficiază de asemenea de aceeași protecție, aceleași beneficii ca și copiii noștri. Ministerul a elaborat un proiect de hotărâri de guvern privind asistarea, protecția, monitorizarea și evidența copiilor veniți de pe orice teritoriu al oricărui stat, nu doar veniți de pe teritoriul Ucrainei. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din luna aprilie trecut până în noiembrie curent, 528 de copii ucraineni au trecut frontiera singuri, fără a fi însoțiți de părinți, iar 1235 au fost însoțiți neautorizat.